Veste proastă pentru șoferi, polița auto obligatorie se va scumpi începând de luna aceasta cu 4% pentru persoanele fizice, în timp ce companiile vor avea o reducere de preț de 5%. Oamenii spun că această măsură nu îi va determina să renunțe la folosirea mașinii personale, chiar dacă scumpirea le va goli buzunarele. Autoritatea de supraveghere financiară a anunțat că luna noiembrie vine cu creșteri de prețuri pentru polița auto RCA. Astfel, persoanele fizice vor plăti cu maximum 50 de lei pe an mai mult în funcție de istoricul auto, iar persoanele juridice au o reducere de 5% față de tarifele actuale. Adevăr, Autoritatea de supraveghere financiară a afișat noile tarife de referință, care sunt orientative în sensul indicativ către societățile de asigurări în vederea aplicării politicii proprii a lor. Ținând cont că, nu știu, undeva de prețul mediu de vreo 700 și ceva 800 de lei, vreo 30 de lei pe an, ceva în genul ăsta, 20, între 20 și 30 de lei. Bine, sunt autovehicule, autoturismele cu capacități mici, care au un preț de referință sub această valoare, unde probabil creșterea va însemna 2, 3, 4 lei. Da? Deci nu nesemnificativ. Dar acele autoturisme, să zicem, cele cu capacități mari și care sunt tarifate mai scump, da? Spre zona superioară a plajei de tarifuri, vor însemna poate și 40, 30, 40, 50 de lei. Conducătorii auto sunt nemulțumiți, deoarece sunt nevoiți să scoată mai mulți bani din buzunar, în condițiile în care autoritățile nu fac nimic să îmbunătățească infrastructura rutieră. Cu toate creșterile de preț, oamenii nu renunță la mașină. Bineînțeles că orice scumpire afectează. Nu ne bucurăm că se scumpesc. Ne-am bucurat dacă s-ar mai și ieftini. Afectează dacă se scumpește. Bineînțeles, pe oricine, dacă e mărirea prețurilor, și ce avantaj dau? Nu știu. Dacă orice scumpire trebuie să dea și un avantaj. Șoferii afectează, doar că e o altă metodă de a face bani. Deci nu neapărat că îmbunătățesc ei parcul auto sau orice. Eu la mea, de exemplu, nu renunț. Și sunt mulți șoferi care nu renunță la rândul lor. Acum... Înseamnă mai puțini bani în buzunar cu... Exact, exact. Mai mulți bani la ei, mai puțin bani la noi. Ca orice plătim, și rovinietă, și RCA, pentru mașini nu le asigură nimic în plus. Toată lumea plătește rovinieta. Pentru ce? Pentru a avea niște drumuri distruse? Nu se merită. Reprezentanții firmelor de asigurări spun că vor mai fi scumpiri ale polițelor auto RCA ca urmare a numărului mare de accidente produse la nivel național.